După autosuspendarea din PDL, Ionel Manțog a trecut, după cum singur recunoaște, în postura de sfătuitor al mai multor partide mici. Nu cred că este vreun secret că anterior campaniei electorale am avut discuții despre organizarea campaniei și cu UNPR-ul, am avut discuții și cu PPDD-ul, am avut discuții și cu PDL-ul. În mass media au apărut informații conform cărora între Ionel Manțog și liderii PPDD au avut loc primele conflicte. Voci din interiorul organizației gorjene a PPDD, citate de Gorj Domino, spun că ar fi apărut unele neînțelegeri după ce anumite persoane aduse în partid de fostul pedelist nu ar fi primit locuri eligibile pe listele electorale. Mihai Prunariu neagă însă conflictele cu Manțog. Nu numai cu domnul Manțog, am discutat cu foarte multă lume vis-a-vis și de alegeri, de scor pe care l-am luat, chestii de genul ăsta discut cu foarte multă lume. Dar aspectul legat de lista de consilieri, spuneți că nu. Deci, încă o dată, este o bârfă, un zvon și nu vreau să comentez aceste lucruri. Ionel Manțog a declarat însă în emisiunea Raportul Zilei de la România TV că i-a interzis lui Prunariu să se raporteze public la el. Am avut această discuție de dimineață cu Prunariu vis-a-vis de interviu pe care dumneavoastră l-a spus și l-am rugat să facă din nou același lucru, pentru că, așa cum știți, eu n-am vorbit niciodată de Prunariu, că i-am dat, că mi-a dat, că nu știu ce, și îl rog și public pe această cale, când va fi întrebat de aici înainte despre Manțog, să spună tuturor, să-i îndrume, să mă întrebe pe mine, pentru că, așa cum noi vedeți, eu nu am niciun fel de secret față de opinia publică în ceea ce privește activitatea politică. Aportul lui Ionel Manțog la campania electorală a PPDD a fost recunoscut atât de fostul lider pedelist, cât și de către șefii PPDD.